Primăvara înseamnă multă culoare pe străzi, dar și în dressing. După o zi de lecții și repetiția, Mira Pian a mers la shopping pentru a-și împrospăta garderoba. Ce a ales Amira, dar și cât de bine se descurcă la asortarea ținutelor, vedem în reportajul ce urmează. Pentru că primăvara a venit mai devreme în acest an și ne putem bucura deja de zilele cu soare, a venit timpul să aducem culoare și în garderobe. Și pentru că și cei mici țin cont de tendințe, am aflat ce poartă copiii în această primăvară. Moda anului 2020 pentru copii este foarte diversă, îndrăzneață, dinamică, vie. Vom purta ținute de non-culori, deci foarte mult negru, gri, alb, dar asta nu înseamnă că va lipsi roșu, albastru, galben, deci copiii deseori sunt mult mai îndrăzneți decât maturi și bravo lor. Tendințele anului 2020 sunt inspirate dintr-o modă familiară, să-i spun, ce am în vedere. Deci hăinuțele pentru copilași sunt copiii părinții, să le spunem așa. Deci sunt foarte ușor de asortat hăinuțele mamă-fică, sau invers. Negru este o culoare foarte puternică, este culoarea oamenilor cu atitudine, cu caracter, deci cei care sunt siguri pe ei, poartă negru. Fiind o fetiță deosebită, Amira susține că nu rozul este culoarea ei preferată. Îi plac ținutele în care predomină culoarea neagră și se simte perfect în ținute casual. Eu aleg hainele care îmi plac, care nu-mi plac, le las. Și am gusturile mele, de dacă mama mi-a arat ceva, eu mă uit și tot zic dacă îmi place ori nu, dar mai des eu aleg, doar eu. Ce culori îți plac mai mult să porți? Negru, alb și roz, îmi stă foarte bine, așa. Chiar dacă nu-i culoarea mea preferată. De care este culoarea ta preferată? Violet. Așa. Și primăvara înseamnă mai multe fustițe și rochițe, îți plac mai mult rochile sau să porți blugi? Blugi. Dar îmi plac rochițele pentru că îmi stau bine, sunt rochițe așa și stăm în stram și foarte bine, doar că îmi plac blugii, că pot să fie largi, pot să fie de jeans. Și pentru a vedea cât de bine poate asorta hainele, am lăsat-o singură să-și aleagă ținutele pentru primăvară. Prima a fost formată dintr-o fustiță din tul, o bluziță neagră și o geacă din piele cu print de șarpe. Apoi a urmat blugii, iar pentru ocazii mai speciale, rochița de un roz pudrat din același tul, asortată cu o geacă de nin. Mie mi-a plăcut cel mai tare costumul cu pantalonii, mi-a plăcut și cu fustița neagră. Îmi plăcea foarte mult cum îmi stătea, mai ales pantalonii vreau foarte tare. Îmi place că, uite, nu are, știți, o singură viziune. Dacă ați observat, prima ținută a fost mai sobră, negru total, după asta mai îndrăzneț, deci ce geaca din blugi cu paiete, fata știe ce e în vogă. Vă doresc o seară perfectă!